la dispoziție. Uite acolo pahare. Trebuie să vă împărțiți. Sunt trei locuri la masă pentru fiecare din mese. Sunt trei locuri. Hai să facem trei palme. Trei. Trei. Una verde, una roșu. A, da. Dă-mi și una verde, una roșu. Eu până acum una verde. Bine, am și încurcat puțin. Unele sunt pe, de exemplu, dacă nu este în folie. Ești de la țar. Da, mai mult bune. Ai fi tu să alții la Maria asta de aici. Nu sunt în dreapta sub cuțit. Vreau să știu dacă v-ați ales un team leader, cum se zice acum. Aveți un șef? Mai dă. Aici e curaj. Cornel e șeful aici. Auzi? Bravo. Dacă vine vreo rândunică, dacă aveți rândunici, auzi, dacă aveți rândunici, 4 marți și 2000 să vină în bar aici. Interior. Păi puteți să folosiți și decor. Puteți să folosiți ouă de decor, dar nu mâncare. Vă se scoare, pentru că invitații n-au venit încă. Suntem la jumătatea. Vreau decât un cutare. Dai seama că îți place emisiunea pe care o prezinți când te regăsești privind monitoarele și rămânând așa. Zurămit la ecran. Zurămit că ești prezentatorul, da. Zurămit că zici că e Băsescu într-o anumită. Băsescu repede. În prima loc. Fază. Băsescu. Nu prezinți. Nu prezinți interes vizual, prietene. Un minut, dragii mei. Mai trebuie o furculiță. Băi. Dar ce mai trebuie o furculiță? Așa. Și cuțit. Cuțit. Îmi trebuie cuțit. Pune paharele. Da. Cuțite, trei. Da. Să vedem. Mai aveți un minut. Gata. Mâncarea este la frigider, teoretic, deci noi facem... Gata, pune paharele, lasă-mă pe mine! Abia aștept să ne certe Virgil că nu am zis bine meza în plas. Asta a trebuit aici. O, ușor cu François. Eu am zis de la început meza în plas. Vorbim după celelalte. Deci că mă luat de multe ori la rost. Deci asta vine aici. Dă-mi cu acest parul de șampanie. Oui, oui. Mai avem foarte puțin timp, să știți, 30 de secunde, dragii mei, trebuie să vă hotărâți. Băi, Maria! Detalii, detalii! E timp doar pentru detalii. Eu intru în echipa ta, Dani. Mamă, mamă hotărât. Poate să facă orice omul ăsta, că nu-l dau la televizor. Uite-te puțin, uite-te puțin la el. Poate să facă absolut orice. Nu de la, uite, nu de la televizor. De ce nu dai mult la televizor? Ai mai luat două proiecte. Ce e atât de interesant aici, în dreapta? Bă, da, suftic, adică... 5 secunde, dragii mei! Și seara, mă aveți în fixuri. Gata, jos pixurile, jos pixurile. Bine, gata, 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 n-aveți voie. Vreau să vă spun un singur lucru. Ce-i pe Maria? A făcut o floare. A făcut fain, vezi că asta cu pumnul e... Ușor, atât că ai rovit, mă. Ce? Mie nu-mi plac emisiunea la televizor în care se urlă foarte tare. V-am spus? Nu v-am spus. Da, bineînțeles că sunteți doi. Cum să... Bine ai sosit. Regăsit, o să-i salut pe toată lumea. Mișca asta din Star Trek, am zis. Hai cuvinte că a venit domn dirigent. Bună ziua, domnul dirigent. Bună ziua, bine ați venit. Hristos a înviat. Poftiți la masa, cea corect. Nu dau note mari pe vorbe dulci. Să știți că vă asortați foarte bine cu masa noastră. Da, haide să nu mai periem. Alo, nu mai periem. Nu, Virgin, în partea asta avem Moldo. Să știți că eticheta e aici. Dar numai puțin, asta nu mi-a plăcut cu semănați cu ouă. La culoare, la culoare. E puțin tendențioasă. Un pic tendențioasă. Și apropo de etichetă, da, nu, eticheta e acolo, noi am rupt-o, adică noi suntem modești. Sunteți rupți. Bun. Haideți să... Și sudul. Auzi, cine a invitat-o pe ei? Dacă mă uit la mânecile tale, cred că tu ești ruptă toată pe colțuri. Hai de mine, m-a rupt domnul. Haide, haide.
Îți propun să începem cu Sudul, chiar dacă eu știu că Moldova te-ar invita mai tare în... La noi, la Oltenie, mai încetica, poate... Hai să facem niște pași virgin. Să nu ne... Nu era mai bine cu dreapta să începeți? Vom începe și cu dreapta? Haideți, dragii mei, aici. Da, domnul diriginte. Vreau să vă spun ce cu scaunele. Da. Săracii... Sunt de la bingo. De la bingo. Le-a adus Romica, le-a ține tot. Nu știi niciodată când ai nevoie de... Da. Săracii invitați. De ce? Asta pot spune. Păi uite, e seara italienească. Uite. N-am înțeles de ce folosiți mai multe culori pe masă. E așa. De Paște. Dacă-mi dați voie, a fost... Pensionare, da. A fost alegerea mea. Știți cum e? În primul rând, e bine dacă ca fiecare... Dacă nu-ți dau cu tava aia în cap. Să pierd eu astăzi? Dar am vrut așa ca fiecare... Dacă îmi dați voie, am vrut așa ca fiecare invitat să se simtă special. Fiecare cu culoarea lui. Nu neapărat. De asta, de dăm de intrare speculețe cu culoarea... Foarte frumos. Cornel, te rog frumos. O bătaie de... Du-te la divele tale, te rog frumos. Lasă-ne pace. Noi aici... Vorbim unde ne cazăm la... Poate este o seară italienească. Iată drapelul Italiei. Haideți să avem și pe Giovanni la masă. Ce e bine. Sunt foarte multe lucruri bune la această masă. Numai puțin ca să vedeți ce înseamnă zociu într-o echipă. Sunt foarte multe lucruri bune la această masă, dar eu nu le văd. Ele există, dar lipsesc cu dezonă. Vedeți modestia noastră, noi nu ne afișăm așa. Cum fac ceilalți. Vă rog să lăsați. La noi totul e discret. A făcut... O secundă, vă... A făcut și manevra asta. Trandafir. Aia, la Bodega Bucium se mai face așa. Umnul adevărului. Numai că le-ai nenorocit. Ai făcut asta aici, ai făcut varză asta. De regulă nu se țin. Mai zici că suntem la Bodega Bucium. Nu se țin. Haideți să începem la Tismana. Lasă-l! Lasă-ne pace că ne-ai zepăcit. S-a spus să nu mai te duci la țară. Uite, rămâi cu apucători. Voi ați auzit că n-aveți voie să țineți cervețelele pe masă? Nu e, păi cine le ține? Ne luăm și ne băgăm în buzunar. Așa, ăla trebuie. Ăla, da, dacă ăsta trebuie, atunci nu se lasă să se țin șervețele pe masă? Nu, normal, haideți să vedem câteva lucruri. Hai să și învățăm din asta. Bun, în primul rând, în mod normal, pentru a nu face diferențe la masă. Am răcit la țară. Are. Nu pot, a venit răcită de biserică, mi s-a lipit ăsta de mă. E o masă imposibilă. Pe mă, nu e circul de stat. Domnul Parade, dumneavoastră sunteți în altă emisiune, nu asta. Aici v-a invitat ca figurant. Da. Stai cu figurantele acolo. Normal, aveți. Haide să... Hai să învățăm și eu. Numai puțin, vă rog. Deci, Virgil. Tara, cu cliente, mai încet că mi-ai rupt urechile. Da. Ca regulă generală, se știți, pentru a nu face diferențe la masă, vesela, argintăria și sticlăria ar trebui să fie uniformă și egală. Dar noi am vrut să facem diferența. Dar de Paști nu... De Paști nu putem elemente, să... Pot exista elemente extrapolăm flamboyante. Poftim. Pot exista elemente flamboyante, dar nu astăzi, pentru că... Flamboyante, da. Astea flambate noi nu le folosim. Dar și noi v-ați flambat un pic cam tare. Da, adevărat. Lasă să... Și acum lucrurile de bune. Numai puțin. Concentrați de Virgil. Știu că e greu, dar... Să zicem că ar fi cât de cât așezată corect. Măsura este simplă. 3 degete. Ar trebui să fie, în mod normal, sunt 2, 1,5 cm până la maxim 3, dar 3 degete. Pentru că dacă o punem foarte departe, va trebui să ne ducem noi către farfurie. Ceea ce nu se face. Nu se pare normal. Cornel, te rog frumos. Așa, să stau lângă omul ăsta, prea... ca în senzația că luați la mișto. Și dacă e prea... În mod normal, dacă este mult prea ieșită de margine, atunci când ne vom ridica sau ne vom așeza, vom avea greșeli. Așa, dacă e cocoșat, merge. Până aici se spune că am avea un punct. Investiții. Am acorda un punct acestei echipe extraordinare. Mergem mai departe. Da. Greșelile, haideți să începem cu tacâmurile. Șervețelul, de ce este sub tacâmurile din dreapta? Pentru că eu va trebui să fac următoarele lucruri. Da, așa și?
Nu se face. Nu se face. Păi a vrut să te prindem la chestia asta. Să vadă dacă știi. I-a pus-o, da. I-a făcut șustă. În mod normal să știți că dacă nu avem șervete de pânză... Da. Ăstea n-au ce să caute. Pot fi acceptate. Ele se vor pune în partea stângă lângă furculiță. Ți-am zis? Da, eu să ne vine, ea cine face masa? Cliente face. Pentru că atunci când ne vom așeza la masă, îl vom pune desfăcută boală. Încă o singură greșeală să punctăm aici, după care să ne mutăm și masa din așa. Dar ele aranjate, sunt aranjate corect lingura în furculiță. Supa... ciorba, da, borșul de miel, că vom avea, da. De obicei seara se evită. Stai puțin, noi vorbim de prânz aici, așa. Vorbim, că noi n-am mâncat la prânz și de aia. Am înțeles, atunci se acceptă. Da. În sensul acesta va fi prima lingura, considerând că avem un fel principal. Lingura primară, iar aici ar mai fi trebuit să avem... Da, mi-a schimbat cineva asta, nu știu cine. Da, da, și ultima, dar nu cele din urmă, să știți că ordinea paharelor, asta pentru ce este? Ăla este pentru țuicari. Nu se bea apă. Este pentru un medicament, se ia un praf. Vin alb sau roze. Sau roze sau roșu. Și roșu. Roșu, păi da. Și roșu, că avem voie astăzi. Roșu, da. Noi am pus să fie. Așadar, apă. Bine ați venit la noi! Da! Fără... Bravo, nu e mamă. Da, haideți să... Mulțumim tare, sunteți niște gazde... Extra, mulțumim! O să preiau eu, bună, Virgil. Îmi cer scuze, dar nu știu ce a vrut să zică prin termenul țuicari. Cine sunt țuicarii și cu ce se ocupă ei. Da. Aici mergem mai pe simplu, pe minimalist. Mai pe clasic, mai pe elegant. Elegant, rafinament. Șervețelul e bine unde e, că l-am... Șervețelul, dacă ne aflam la un restaurant comunist de acum 60 de ani, era acceptat. Astăzi, în contemporan, în perioada modernă... Palul pensionar. Chiar vreau să văd! Oh, nu! Deci șervețelul nu e bine nici în pahar. E bine nici în pahar. Și aici am înțeles... Era bine cum am pus în prima. Am înțeles că aici avem o masă de consumatori mai serioasă. De ce? Cum ți-ai dat seama? Pahare. Multe pahare. Au pus tot ce au avut la îndemână, au pus pe masă. Păi nu se face așa. Dar la nuntă așa e. Suntem din Republica Moldova. Nu știu, acolo dacă se bea bine și se mănâncă bine. Nu, care e problema la pahare? Stați un pic mai departe. Stați un pic mai departe. Vreau să simt Moldova mai aproape. Dacă tot ne unim, să ne unim astăzi. Da. Nu te dracu în Oltenie, acolo, stai acolo. Te bagi aici, în Moldova. Da. Unde te bagi, mă, rumeci am eu aici? De să continuăm. Aici, că în Oltenie a rămas ceva bună borșului. Bun, de ce nu am funetat? Să înțelegem logica fluxului de pahare. N-are logică ce am eu. Este bună, dar nu este corectă. Deci, dar e bună, deja ai început bine. Nu mai puteți, stai bună. Mâna se va duce, mâna dreaptă este cea care face lucrurile. Așa? Da, e în dreapta. Da. Da. Și nu o pot duce peste farfurie să iau parul pentru șampanie. Să știți șampanie. Că masa e mică. E din cauza mesei. Da. Deci că da, promite. Trebuia să fie mică. Diametrul e cam mic. Dar unde mâncați voi, mă, la pele? Și unde mâncați voi? La nuntă. Cu mese de la... unde dă Dumnezeu. Ce este bine? Ce este bine? Ce este bine, deci, nu-i nimic. Corect asta este. Știți de ce? Care e argumentul? Șampania el a fost la Kellner o perioadă în... Șampania se servește în 52. La aici este pentru tărie, aici este vinul, aici este apa și la urmă e șampania. Cornel pentru țuicari, mă. Aveți dreptate, dar nu este corect. Bravo, bravo! Ți-am spus că ești depășit, Gigi. Șampania este singura băutură acceptată chiar la mesele festive, dar și la mesele non-festive, de la începutul până la sfârșit. Păi și începutul nostru începe de aici. Nu, voi ați început cu sfârșitul, hai! Nu sunt recomandate. Da. Vom strica gusturile preparatelor dacă începem cu tărie. Sigur, mugurii noștri gustativi vor fi inhibați de... La noi în Moldova, dar ce suntem, mă? Mugurii gustativi sunt... Cornel, dar ce sunteți bețivi? Haideți să spunem ce este bine. Uite, noi avem ce este bine. Nu, putem să le lăsăm. Păi nu, astea de obicei erau la intrare, pline cu șampanie. Corect, altceva. Ce mă puțin, că nu e masa a juriului. Dar face că dacă moile sunt așezate corect. A,
place. Îmi place faptul că ați folosit o farfurie suport care se mai numește de altfel și tipsie. Voilà, adică așa. Când vom ridica farfuria în care s-a consumat primul fel, da, va rămâne în permanență o farfurie. Am vrut și noi să punem, dar nu suportăm pe nimeni. Foarte, paharele! Tot am exceptând partea de... Și era mai bine. Așa cum le-am pus din stat, așa, au fost corect puse. Nu sunt cuțit, pentru că iarăși va trebui să facem acel lucru. Va trebui să luăm cuțitul în mână, să luăm șervetul. Doamne, ce expresivă e Moldova! Să punem la loc. Place că... Bun, deci aș înclina balanța către aranjamentul dumneavoastră. Am spus că aș întâlnă. Da, în ultima vreme Moldova e foarte privilegiată. Iată și în această după-amiază. Ăsta e adevărul, stă ca osul în gât. Olivia. Asta, Olivia Newton-John n-avea ce să caute aici. Exact. Bun, ce cum faci, Virgil, nu te pripi, nu te pripi. Asta e cel mai, asta e, tu ești băiat bun, dar te abții și după aia dai buzna. Nu e, stai numai puțin. Dar de ce le încurc? Noi ar trebui să ca cântați. Prestația artistică a Dianei Matei împreună cu Taraful Cleante să schimbe cumva atmosfera. Da, din e adevărat percepție. Și să da. Înțelegi de ce a pus paharele alea acolo, că poate să le sparge. Noi suntem câștigători. Stai numai puțin, că și dumneata te cam grăbești de peste prut. Stai ușor cu unirea. Am zis că aș fi înclinat balanța, mai puțin nu poate fi înclinată datorită acestui obiect, serviciul de sare și piper și serviciul de ulei și oțet. Bravo! În mod normal nu ar trebui să fie pe masă, pentru că sigur, el se ține sub masă. Da. Și-a dat interesul ca mâncarea să fie gustoasă. Evident.